Managerii de spitale vor fi evaluați anual și vor primi calificative. Foarte bine, bine, satisfăcător și nesatisfăcător. În evaluarea șefilor de spitale se va ține cont de peste 20 de indicatori, printre care cum manageriază resursele umane, care este durata medie de spitalizare a bolnavilor și ce cantitate de dezinfectant utilizează. Cine obține calificativul nesatisfăcător va fi demis. Asta prevede un ordin emis de Ministerul Sănătății, care a fost pus în transparență decizională. Indicatorii de performanță după care vor fi evaluați managerii vor fi clasificați în trei categorii: esențiali, critici și generali. Cei mai importanți sunt cei care pun accentul pe siguranța pacientului din perspectiva curățeniei în spitale și a prevenirii infecțiilor nozocomiale. Respectiv, gradul de ocupare cu personal specializat a Serviciului de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale și rata infecțiilor spațiilor din punct de vedere igienico-sanitar. Cine nu primește 9 puncte din 10 la aceste categorii va fi notat cu calificativul nesatisfăcător, indiferent de punctajele obținute la celelalte categorii. 12 indicatori sunt considerați critici, iar managerii care nu obțin cel puțin 42 de puncte din 60 vor primi calificativul nesatisfăcător. Printre indicatorii critici se numără publicarea pe pagina de internet a spitalului a listei de posturi vacante sau indicele de complexitate a cazurilor. Printre indicatorii generali sunt gradul de ocupare cu personal a spitalului față de normativul de personal în vigoare, durata mediei de spitalizare și rata de utilizare a cabinetelor medicale din ambulatoriu. În funcție de cerințele îndeplinite, managerii vor primi un punctaj. Foarte bine vor obține șefii spitalelor, care vor primi peste 120 de puncte. Bine, cei care vor primi între 93 și 120 de puncte. Satisfăcător, cei care vor obține între 81 și 92 de puncte. Iar cine primește mai puțin de 81 de puncte, va primi nesatisfăcător. Comisiile care vor analiza activitatea managerilor vor fi formate dintr-un președinte, 4 membri și un secretariat, din care vor face parte alte 2 persoane. Toate vor fi numite prin ordin de ministru. Prin astfel de evaluări vor trece managerii care vor încheia contracte începând cu 1 ianuarie 2017. Acum sunt 10 de spitale care nu au șefi. Printre ele sunt unele din cele mai mari din țară: Spitalul Universitar, Spitalul Floreasca, Spitalul Bagdasar Arseni și Institutul Oncologic din București.